Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea! Vă primesc cu brațele deschise, așa cum sunt primiți întotdeauna oaspeții dragi. Vă invit să pregătim astăzi împreună un păstrăv la cuptor. Un păstrăv în sos tomat, cu ardei, cu ardei iute, cu usturoi, cu ceva roșii, cu cimbru, exact acel pește la cuptor în sos, în care să întingi cu pâine sau mămăliguță până când rămâne farfuria perfect curată. Să vă spun ce folosim. Am aici 2 păstrăvi. Suficient pentru 4-5 persoane. Sunt curățați, eviscerați, curățați de solzi. 3 ardei grași, un ardei roșu, un ardei verde, un ardei galben. Fiind ardei tricolor, este acel joc de culori, plus se combină și gusturile diferite ale tipurilor de ardei. Fiind abia culeși din grădină, au alt gust. Dacă nu aveți în grădină, cumpărați din comerț. O roșie feliată pentru decor. O cutie de 400 de grame de roșii în bulion sau cam 500 de grame de roșii date pe răzătoare. 3-4 căței de usturoi tăiați felii. Câteva felii de ardei iute, dacă vă place picant, dacă nu, nu folosiți. Sare, dafin, piper negru proaspăt măcinat, cimbru, 30 de ml de vin alb sec întotdeauna și 2-3 linguri de ulei. Nu folosesc mult ulei. Dacă țineți dieta Rina, nu folosiți ulei deloc. Pur și simplu lăsați păstrăvul și atât, pentru că această rețetă este și dietetică. Cum procedăm? Folosim o linguriță de sare ca să condimentăm peștele bine pe ambele părți, inclusiv pe interior. O linguriță de cimbru, o mai sfărâm încă o dată, este cimbru uscat de mine. Și pe interior, pe ambele părți, o frunză de dafin ruptă bucăți. O vom pune aici colo. Un vârf de linguriță de piper. Usturoi. Băgăm puțin și în burtă la ambii pești. Punem restul deasupra și dedesubt. Punem și puțin ardei iute, roșiile în bulion, clătim cu vinul, ardei, punem feliile de roșie, stropim cu puțin ulei, acoperim cu folie de aluminiu sau cu un capac și mergem la cuptor. Temperatura de 220 de grade pentru aproximativ jumătate de oră. După jumătate de oră, desfacem folia, ne uităm să vedem cât de bine este pătruns peștele și mai lăsăm puțin să se rumenească frumos. Poftiți la masă! Peștele nostru la cuptor cu legume este gata. Sosul este ușor picant, este aromat, dulce acrișor, are un gust absolut fantastic. Are și suficient usturoi, are și piper și ardei iute, roșii, ardei de toate culorile, este o combinație de texturi și de gusturi genială. Pregătiți alături o mămăliguță sau pâine proaspătă. Puteți pregăti o garnitură, cartofi natur, cartofi prăjiți dacă așa doriți, orez sau pur și simplu mâncați simplu. Pește cu legume, cu sos, cu pâine sau mămăliguță, cu ce doriți. Dacă sunteți la dieta Rina, repet, nu folosiți ulei, nu mâncați cu pâine. Dacă sunteți la o altă dietă, nu folosiți piper și ardei iute. În funcție de dieta pe care o aveți, puteți mânca acest pește pentru că
este o rețetă extrem de volatilă, extrem de ușor de pregătit. Nu vă mai spun beneficiile peștelui și cât de ușor se digeră. Este recomandat pentru toate vârstele. Sunt Gina Bradea, îmi plac rețetele simple și gustoase. Dacă vă plac rețetele mele, abonați-vă la acest canal, iar dacă aveți nevoie de o rețetă simplă și gustoasă, este suficient să intrați pe Google să scrieți Gina Bradea și vă arată ce rețetă doriți. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Vă mai aștept să mai gătim împreună și alte bunătăți. La revedere!